Suspiciunile de fraudă la examenul de bacalaureat par să se înmulțească. În această dimineață, un reprezentant al poliției a fost prezent la sediul Inspectoratului Școlar Județean pentru a solicita verificarea camerelor de supraveghere din timpul examenului. Tot astăzi, reporterii Terasat au obținut presupusa ciornă cu rezolvări greșite, care le-a atras atenția reprezentanților Ministerului Educației. Suspiciunile de fraudă la examenul de bacalaureat sporesc. Polițiștii au intrat pe fir și au solicitat imaginile de pe camerele de supraveghere din timpul probelor. Oamenii legii vor verifica alături de reprezentanții Ministerului Educației fiecare secundă în parte. Sesiunea de toamnă a bacalaureatului din Mehedinți este pusă sub semnul fraudei după ce profesorii corectori din Timiș au observat că mai multe lucrări erau identice. Pur și simplu cuprindeau aceleași rezolvări greșite ale subiectelor. Reprezentanții Inspectoratului Școlar spun că se fac verificări pentru stabilirea modului de desfășurare a probelor. Există o suspiciune de fraudă la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022. Chiar în acest moment, cele două comisii de examen și Comisia Județeană vizualizează în integritate înregistrările de la examene, de la cele două centre, dar este o muncă destul de laborioasă și se întinde pe o durată mai mare de timp. Totodată avem de la Corpul de Control al Ministerului Educației o comisie care va cerceta aspectele semnalizate. Reporterii Terasat au obținut presupusa ciornă cu rezolvări greșite care le-a atras atenția reprezentanților Ministerului Educației. Surse din rândul candidaților susțin că foaia cu rezolvări greșite nu ar fi circulat într-o singură sală, ci în mai multe. Televiziunea Terasat a primit un mesaj de la un telespectator candidat al bacalaureatului de toamnă care susține că în timpul examenului atât el cât și colegii săi de clasă au primit o ciornă pe care se afla rezolvarea celor trei subiecte de la proba respectivă. Am intrat în posesia foii și putem observa că atât pe o parte cât și pe cealaltă se găsesc aceste rezolvări. Problema stă în felul următor. Avem atât răspunsuri greșite cât și corecte. Răspunsuri greșite care se găsesc în mai multe lucrări. Acesta este și motivul pentru care Ministerul Educației a trimis o comisie pentru a verifica aceste probleme. Nu doar ciorna primită a fost o metodă de copiat. Unii candidați au apelat la casca chinezească. Fixată în ureche, aceasta este aproape imposibil de observat. Este nevoie de ajutor din afară care să dicteze răspunsurile. Dumneavoastră mă sunați și îmi spuneți, da, nu v-am mers în examen. Asta deja e partea a doua, poate au fost 10 cu căști acolo și au interferat, dar sunt niște, v-am spus. Dar dumneavoastră întrebați mai întâi și o să primiți răspuns. Lucrările descoperite cu probleme vor fi anulate. În același timp, se desfășoară cercetări pentru identificarea celor care au făcut posibilă prezența ciornelor cu rezolvări în clase.